Foarte puțină lume înțelege ce înseamnă de fapt munca de a fi autor online, ce înseamnă de fapt ideea de a fi profesor online, de a preda ceva, de a da mai departe ceea ce ai tu de spus. Majoritatea oamenilor văd doar vârful icebergului, popularitatea, banii câștigați, câte lume te urmărește, followeri și subscriberii și lucruri de genul acesta. Dar ce majoritatea oamenilor nu înțeleg este faptul că toate aceste lucruri se obțin datorită conținutului pe care tu l-ai în interior. Iar primul lucru pe care trebuie să-l dezvolți ca să ai acel vârf al icebergului sunt lucrurile pe care le ai tu în interior, modul în care tu le simți și, cel mai important, modul în care tu le transmiți mai departe. Iar dacă Hobby to Profit te învață ceva pe lângă sistem, strategie, într-adevăr partea de marketing, te învață ca tu să fii ok cu ceea ce simți și să dai asta lumii, chiar dacă știi că vei fi poate judecat, criticat, și practic să o faci în primul rând pentru tine, să dai ceea ce ai tu de oferit, iar apoi unii dintre cei care te urmăresc să și primească asta. Despre asta e vorba.